Să preferă să paseze între linii. Gabi Iancu pentru Ganea. Ganea! Ganea incomodat acolo de Peteleu. Pierde momentul prielnic pentru a trimite către poartă. Bradley de Noer trimite spre bara a doua. Respinge Camora. Matei îl încurcă ușor pe Boboc. Boboc în dribling. Șutul lui Ganea va fi din nou corner după ce mingea l-a atins pe Vinicius. O rupere de ritm a Viitorului care provoacă primele emoții substanțiale, primele emoții serioase ale clujenilor. Vinge cu foarte mult efect Arlauschi și Artean respinge Vinicius. Din nou emoții. Costache încercând să îl oprească pe Lisuri. Ce combinație între Gabi Iancu și Lisuri. Centrarea lui Uri, reluarea lui Țiru. Prinde Arlauschi. Momente foarte bune pentru Viitorul. Viitorul și CFR s-au mai întâlnit de 20 de ori în Liga 1, de 7 ori au câștigat dobrocenii, de 10 ori s-au impus ardelenii. Să spunem însă că Viitorul a câștigat mai multe meciuri în deplasare în fața CFR-ului decât cele pe teren propriu. Ganea și Fanionul care rămâne jos, dar Ganea pare destul de lent între Vinicius și Mike.